Da, da, mă, prostule! Ce, mă? Mai de-l dracu să dea cu ochelare lui, cu zăsoare, cu tot. Ce, mă, cu el? Uite așa, mi s-a pus pata pe el, nu-l mai suport. De când? De când poartă ochelare de soare și nu e soare. Adică tu ai văzut care e și ternă și noi? Îi merge bine. Ce, mă, cu el? Și uite că iese soarele, ce-i cu el? Dă-l în soarele, mă, zică, noi, zis, e exact genul domn care nu-l suport. E vrednic, muncește și are de tot. Te-a dracu de aici. Bă, dacă ajung și sfac crema să vorbească frumos de el. Că zice, Celentanu, ia uite de la Brânzoi. E vrednic, tu de ce nu ești? Are cu tare, tu de ce n-ai? Ia da, te-a dracu și tu și Brânzoi și sfac crema și să la pachet amândoi, să mă lasă în pace. Chiar și așa. Bă, cu Ana Mare trebuie să ai grijă cu ea, că ți-o bavardește Brânzoi. De-aia vorbește așa frumos de el. Bă, ești prost? Bă, ești nebun dacă spun. Bă, că mea, mă? Da, mă. Ai mâncat ouă ieri? 6. O zi dimineață 4. Ai văzut? Păi de la Brânzoi sunt. Am văzut-o ieri când a intrat el în curte și s-a intrat cu lopată în mână, s-a închici, că-i dă lopată înapoi. De unde? Că a ieșit după o oră și cu un coș de ouă de zici că le-au oată aia și a ieșit de ciufulită. Păi l-am văzut eu că am lucrat toată ziua peste drum la manglelă. Are casa peste tot de Brânzoi. Brânzoi, dai mă și tu o bere? Dau, mă, dau, că sunt bucuros. Tu vrei, mă, Celentano? Mănânci calule, o văz. Ce, mă-ți vin ouăle înapoi? Zi, mă. Bă, Brânzoi, bă, dar zi, mă, de ce ești tu așa bucuros? Că prea vesel te văd. Sunt bucuros, mă, că m-a dus să iau niște lemne pe care le-am plătit asta vară. Și m-a sunat ăla acum că le-a și crăpat. Și de-aia, că am fost deștept și le-am luat la prețul vechi, mă, înțelegi? De-aia vă cinstesc. Domnule Ferreze, voi tu muncești în sfântă zi de sărbătoare, mă, trebuie să stai acasă. Bă, pe atunci e sărbătoare, bă, că muncești cu omul gospodar, vara își face sanie și iarna car. Hai, noroc! Și ai Brânzoi. Noroc. Ce ai, mă? Are gust de ulei. A fost ulei, înainte de sticlă. E bună, mă? Și a mea, mă. Nu, asta e... Nu, că... Nu. Arunc-o, mă. Arunc? Arunc-o, că-ți iau alta. Bravo, așa să faci, așa să faci. Bravo, da, da. Ce-i, mă, ce ulei? Bă, mai tăl trecut de ce vergi, mă, că-i bună. Lasă-mă, că mă enervează prostul ăsta. Vreau să-l fac fericel. Vreau să-i fac pagubă. Păi nu înțelegi, deci când ai de toate, poți să faci orice. Dacă n-ai, atunci să vede care e pe care. Brânzoi, ce faci, mă, păi și berelul ăsta? Celentano, când te cinstești omul, îi mulțumești, bă! Nu-i spui că-i sticlat de ulei! A, dracu, împrăjeala ta! Iar așa! Ce faci, firicele? Ce să fac? Uite, bea o bere cu fratele meu, ce? Păi m-ai lăsat cu groapa la jumate? Nu vii să termin treaba? Că banii ai luat! Mai mâine, că plouă azi! Eu nu cred! Și care fratele tău? Ce v-ați făcut frază când o arzi pe soacră sa? Bine, mă, nu ți-e rușine, mă, te-a prins nevastă mea în casă cu crăcit cu baba? Eram în pauză, mă, nebunule! Erai la mine la lucrare și lucrarea în curte, nu pe canapea la mine, crăcit cu toate babele de zi. Bă, mă, mai bați la cap, ia vezi, poate te las cu groapa aia neterminată. Hai, mă, firicele, te rog eu frumos, du-te și termină groapa aia, că am mare nevoie de ea. Că de-aia te-am pus să o faci. Uite ce, eu mă duc și mă întorc. Când mă întorc să nu te mai găsesc aici. Chiar ce? Să te găsesc la treabă. Așa fac, mă. Dă-l recu cu groapa lui, mă. Așa e jos, mă. Te-ai dat la soacră mea? Auzi, mă? Lângă omleta aia, lângă ouălele pe care le-ai mâncat tu de la Brânzoi, mergea și niște roșii cu brânză? Păi cum să nu merg? Mergea? Le-am mâncat eu. Păi când a plecat soacră ta de la Brânzoi, a plecat cu un coș cu merinde de zici că l-a trimis în armată, mă. Avea ouă, brânză, roșii, de toate avea ceapă verde. Bă, zi mersi că nu ți-am oprit la vamă și ouăle, că eram sătul de ouă. Bă, nebunule! Tu te-ai chinuit s-o coțe pe soacră mea, decât pentru niște brânză și niște roșii? Știi cum a mers brânza aia? Mm.
Martin, nu, tată. Tot aici astezi, mă? Brânzoi, mută autocarul. De drumă de aici, că s-a mutat stația la tine, acasă. Mamă, ce-a mai râs ce lentanu. Fricele, mă ajut, mă, să duc și eu lemnele astea până în spate la mine acolo, să le stibuim. Hai că te plătesc, o jumătate de oră, nu degeaba. Dacă mai ai brânză de-aia bună. Bă, ce brânză bună ai, bă, Brânzoi, bă. Dar de unde știi tu ce brânză am eu, mă? De oaie. Păi ala nevastă ta, bă, o putină. Minte, bă, hai să mergem. Unde te duci, bă? Bă, eu mai am niște copii de crescut acasă, nu pot să stau toată ziua păstrez. Că vine noaptea și noaptea mă duc acasă ca să dorm. Și dacă nu e mâncare, tu ce zumzeală, ce gălgeai acolo, că nu pot să închid un loc toată noaptea. Hai, mă. Stai, mă, așa. De unde știi tu, mă, ce gust are brânza mea? Că n-am dat la nimeni. Opa! Aici te-am prins cu minciuna, frumosule, pentru că știu sigur că ai dat lui cineva. Cine zice, mă? De la soacră sa, mă. De la soacră sa, n-a fost soacră sa pe la tine? Nu i-ai dat brânză roșii, nu i-ai dat ouă, i-ai dat de toate. Asta ca mult acolo, cred că asta să ouă găinile. Asta ca mult în vizită. Bă, e treaba mea, mă, ce fac, mă, dar spune-mi și mie cum a ajuns brânză de la mine la tine. Uite, prin același procedeu, adică cum ar veni circulat toată pe natură, ai învățat la istorie, că tu ca să te joci și de mama și de tata cu soacră mea, i-ai făcut așa un plocon, un pachetel frumos, după care ea, ca să-l ardă pe fericel, i-a dat pachetelul pe care l-a primit de la tine, înțelegi? Cel mai câștigat am fost eu, că am mâncat-o și nu m-a ars nimeni. Da, când ai ars-o tu pe soacră ta? Ieri, bă, când? Ieri când? Ieri când a ieșit de la tine, s-a făcut schimb de echipe și a început repriza a doua. Și atenție, și cu 11 metri. Și soacră mea, când e vorba de fotbal, e fiartă toată. Bă, și cum e? E ca Mircea Lucescu. Moare pe teren. Intră prima, este ultima. Bă, ce vrei, bă, dacă îi place mingea? Zi, bă, mergi cu mine, suntem numai repede. Mă, nu merge nicăieri. Vii sau nu vii? Vii, mă, hai. Dă-te mai încolo. Nu e, băi, nu e. Fiicele, invers, mă. Ia. Pa. Băi, nu iese bine. Nu iese bine. Nu iese... Băi, fiicele, nu așa mă trebuie. Că muncești, mai trebuie să pui și capul, mă. Nu numai mușchii. Ție-ți un pic de minte trebuie. Da? Da. Ia cărămăturile astea cu minte. Ia să te văd. Da. Băi, când descarci o căruță, trebuie să o descarci pe 4-3-2-1, nu 4-4-2, cum faceți voi. Vii cu centrări de lateral, pac, arunci mingea în careu, că numai el ai pe maestru Lăcătuș care să penetreze. Adică pătrunderile rale lui, pac, pătrundea gol. Acum n-ai, acum l-ai pe Alibec. Păi când l-ai pe Alibec în echipă, bă, te pricepi la biliar, nu la fotbal. Că dai mingea fix să-l nimerești în frunte. Și atenție, că nu-i atent, că poate așa să ai noroc din fruntea lui să dea gol. Altfel n-ai cum, asta este strategia la ăștia. Mel bilă, mantă bilă. Nu mai este pe vremea lui maestru Pizzi, care dădea gol cu spatele. Acum ăștia are mingea, încearcă să fenteze, dar surpriză. Nu se pricepe, e trage la poartă. Dar nu nimerește poartă. Înțeleg, bă, ăștia decât dă pasă la adversar, ăștia nu știe să facă tranziția pozitivă. Ce, mă? Lasă-l, mă, în pace, mă, hai, vezi de treabă. Băi, în momentul când te duci cu spatele din atac în apărare și din apărare în atac, aici este șmecheria. A plecat din apărare în atac. Tu nu trebuie să uiți că trebuie să te aperi. A plecat din atac în apărare. În orice clipă trebuie să te lansezi în atac. Că fotbalul e pe goluri. Chiar așa. Bă, numai gata, hai, tași din gură, lasă-mă în pace. Ascultă ce spun eu, Firicele. Fotbalul este politică. Nimic, mă. Mergeam mai ușor dacă vă desenam, da? Da. Dacă n-am cu ce să vă desenez, înțelegeați mai repede. Adică, hai, Prânzoi, ia uite-mă ca să adu o foaie și un pix. Bă, te-ai pus cu gura pe noi, mă? Pleacă, mă, Daci, că nu te-ai chemat nimeni. Hai, mă. Asta e problema. Asta e problema, că nu mai avem încredere în antrenori. Asta este problema care o avem noi. Schimbăm antrenorii prea des. Păi ai jucat 5 etape, ai schimbat antrenorul. Săracul jucător, ce să mai înțeleagă, mă, că e ca la schimb de mame. Una, două, ai schimbat mama. Și cel mai câștigat, cine crezi că e din faza asta? Tatăl, toți stați, ei se câștigați.
Copiii iese răsfăsați. Păi eu încerc să vă învăț cum să faceți treabă și voi credeți că îmi bag joc. Ce răsta cu noi, mă? Bă, oprește-l, că-ți strâng de gât. E supărat, mă, că n-a lăsat și pe el să facă treabă. M-a făcut hater? M-a făcut hater că m-a luat de echipa ta. Asta este iarăși o altă mare problemă. Că lucrurile se întâmplă în felul următor. Este unii care joacă și unii care se uită. Și ăștia care se uită, zice de aia care joacă că ce prost joacă. Mai dați-vă, dracu, de genul ăsta ați acasă. Surpriză! La un moment dat, se schimbă lucrurile. Ăștia care era pe margine se apucă să joace. Ei, ce crezi tu? Ha, joacă mai prost ca aia dinainte. Înțelegi? Deci asta este situația, Brânzoi. Nu te grăbi să răspunzi că se joacă într-o singură manșă și cu eliminare. Așa că sfatul meu care ți-l dau este așa. Stai în apărare, lungă și pe a doua, focul la ei! Bă, taci, bă, în gură, că mă enervezi! Pleacă de-a cu tracii! Și cu cine fementu ca stil de joc, cât am observat, cu Darius Solaru. Deci, alegi mult, mult de tot, dar nu te întâlnești cu mingea. Aici poate să fie și un avantaj. Sănătatea, că să alergi, este chiar foarte sănătos, dar chiar așa și echipa națională, mai vreau ca să zic. Bă, de ce nu jucăm noi, bă, cum știu? Că mi se pare că noi jucăm numai cum nu știm. Bă, de când te pricepi tu așa la fotbal? Oh, cât am mânc eu, handbal, imediat. Deci părerea mea este că se plătește jucătoarele cu prea mulți bani și noi nici nu avem terenuri de handbal. Rugby, Parcul de Triumf ar trebui lăsată, mă, să joace și Dinamo. Lăsați-mă acolo măcar câteva meciuri cu cum se desfințează. Atletism, n-avem. Popovici, bravo lui, David Popovici, bravo lui și lui și numai lui și la părinții lui și la antrenorul lui și lui că e băiat serios. Dacă nu era serios, dacă era la păcănele. Mă, de când ești așa deștept, mă? De când mă culc noaptea și las televizorul pe Sport Pornist. Băi, deci zice ăia acolo de 1 miliard de ori lucrurile, că e imposibil să nu-ți rămână ceva în cap. Cel puțin e unul acolo care, bă, ți le explică pe toate, Ilie Mister. Imediat ți le explică care cum se întâmplă și asta. Și care este nenorocirea la fotbal? Că n-are mingea mânere. Că dacă mingea avea mânere firicele, noi ca români mergeam, furam mânerele și după aia râdeam de proștii la ții că nu poate să ducă mingea de colo-colo fără mânere, înțelegi? Băi, tu chiar te pricepi la fotbal, mă. Băi, mai du-te, dracu, cu televizorul tău, bă. Hai, mă, să terminăm astea. A, bă, că e gata. Brânzoi, te ferești de cultură. De ce, bă, nu-ți place să ții informațiile? Ascultă ce zic, ieși din întuneric, că rămâi orc și te papă Sauron. Du-te, dracu. Ia, stai așa. Alo? Firicele, ce faci, mă? Băi, n-ai oprit ca să vorbești cu Firicele sau cu noi? Treabă fac, bă, te-l ajut pe omul ăsta cu lemnele. Păi și la mine cine termină groapă? Ce groapă, mă? Lasă groapa, mă, lasă să termine treaba la mine. Băi, și la mine are treabă și a început-o de ieri. Întâi se termine la mine și după aia vine la tine. Mă, întâi se termine la mine și după aia să vină la tine. Celentanu, te duci, mă, la manglelă să termin groapa aia, să mergem la două capete? Accomplish! Considere done! Hai, maestre, să vedem, să ne ocupăm, dracule, de groapa aia. Dar atenție, după ce o fac, vreau jos să pun un rând de grezie. Ca să impresionăm. Ce? După care, ascultă-mă ce zic, așa e frumos. După care ieșim până aici, așa, până în buze, cu fanț, în două culori, bicefal. Ai înțeles? Stai! Bă! V-ați văzut, mă, răzbunătorii cu Iron Man și cu toate alea. Deci, Firicele, fii atent, că ce face ei acolo cu răzbunătorii și cu trasa ea nu este nicio diferență față care face noi aici în sat. Același lucru! Ei bătaie, noi bătaie. Asta este relevanța care mi-am dat eu seama, Firicele. Deci, se bate la cu ăla, ăia cu ăia, că exact ca la noi. Dar numai că ăla e mai ușor, are lasere. Nu, noi cu mâinile goale. Este mult mai dificil. Păi ia, hai, mă, să vină ei încoace. Să le dăm dracu cu 100 mili jos după ei. Mai poate ei să facă ceva? Mai este ei așa de zmei cum se crede? Că eu cred că nu. Fericel, îi dau un scris. Dacă tu te pui parte în parte cu Captain America și zic, eu te dracu cu scutul tău, lasă-l jos, hai, fără scut, eu cred că-l faci. Băi, eu cred că mătur cu el pe jos și-l puțin în lantul cu arcul. Păi,
Dacă iau arcul, mai este el așa de șmecher? Nu cred că mai e. Chiar și așa. Deci noi suntem supereroi, ascultă-mă ce zic. Băi, dar tu cu cine te bați, mă? Eu? Văduva neagră. Văduva neagră. Băi, vreau să o tăvălesc. Să o tăvălesc, că știi de ce? Că poate din palme dăm pupicuri. Că nu știu cum te duce viața. Văduva sau... O gajică aluaero, man. Mamă, ce... Nu-i fac nimic. Nu mă bag. Păi, Iron Man, nu mă bag că e băiat de treabă. Hai să-ți arăt unde-i cazma. Hai că vin, da, auzi? Dacă bănesc că începem cu o tărie mică. Ce, mă? Ține, Dan, o vânt în pupă, mă. Ce s-a întâmplat? Tăieți unghiile că vine inspecția. Tiaa, facem altfel. Te duci acasă, eu jumate, o bagi la două pahare. Mă aștept, nu încep fără mine. Ia mai duceți-vă, dracu, cu paharele voastre. Firicele, eu nu mă interesează când a vii să termin treaba, că te-am plătit. Bă, ce să termin treaba? Tu n-auzi că nu mai ai ce să discuți cu mine? Ți-am trimis om de la firmă, vorbește cu reprezentantul. Nu înțelegi, mă, că o fac eu până la capul. Stai, nu-ți face probleme. Stai, ai răbdare să o trag un pic de urechi pe soacră mea. Ce mă cu el? Ce mă, a venit fără brânză, mă. Păi mi-a dat tolle să le mănânc goale. Tu și ce arsuri am? Firicele, eu te aștept. Ce să mă aștept, mă? Pune mâna pe telefon și sună la... Stai, să sună la firmă, nu mai suna. Uite omul aici, vorbește direct cu el. Băi, mai duceți-vă, dracu, cu firma voastră. Bă, pe mine nu mă interesează. Ori termin groapa, ori îmi dai banii înapoi. Aici ai dreptate, ai dreptate. Băi, dă-mă banii înapoi dacă n-ai făcut treaba. Sau dă-mi mie ca să o fac eu. Care bani, mă, că s-au băpat? Păi, ești prost. Băi, ești nebun. Când? Păi nu ieri ce-am mâncat și ce-am băut toată ziua, mă. Perfect. N-am angleală. Am primit un SMS de la firma să respinge contract. Bă, și eu prost, dar nici voi șmeche. Lasă că ne mai întâlnim. Da. Și nu mai faci atâtea gropi în curte, că cazi în ele. Chiar și așa. Dar cu ce ocazie pe la noi, superbă creatură? Ce te interesează pe tine, mă? Am venit pentru... niște ouă. La cine? La brânză sau la firișă? Stai, mă, Brânzoi, unde pleci? Mama, îmi dai, mă, niște ouă? La ce trebuie, bre, atâtea ouă? Ca să le pun pe cloști. Dar ce să mai pun dacă le-ai mâncat pe toate? De ce ai mâncat, mă, toate ouăle de pe cloșcă? A? N-ai văzut că era o găină deasupra? Unde vrei că am mâncat 10 ouă? Păi 10 era toate. Brânzoi, ai, mă, mai îmi dai? Nu, bre, nu-ți mai dau. Că mă tai l-ai dat lui Fricel. Brânzoi am dat, mă, și roșii, nu ouă. Aha, și eu brânză și roșii nu ți-am dat ție, de ce le-ai dat lui? Bă, că am rugat-o frumos, bă, Brânzoi, tu știi cât de frumos a rugat-o? Dă-i odată ce e da acolo, că iar am chef să rog frumos. Ia zi, Brei, nu vrei să te mai rog odată? Mă, rugată, eu vreau să mă mai rogi, dar de data asta să mă rogi ca lumea, că ieri m-ai rugat, te mai lăsat să plec neconvinsă. Și fără brânză. Taci, mă, din gură. Hai, mă, Brânzoi, îmi mai dai? Hai că, uite, am și bani să-ți dau acum, că mi-a venit pensia. Nu. Măi, Brânzoi! Mă, tu i-ai dat ouă fără bani? De ce ai dat ouă fără bani? Și a dat și brânză, i-a dat și roșii. De ce i-ai dat, mă? Uite așa că mi-a cerut frumos de-aia. Și că a putut, că nu erai tu acasă. Una peste alta, ce să mai să le fie într-un ceas bun. Băi, Brânzoi, tu ai bucurii la baba asta? Care babă, mă? Care babă? Ia, ce taci, babă? Ia gata, taci din gură, mama e, ce ești? Ce mama e, mă? Ce mama e? Am eu vină că nu ții tu bărbatul acasă? Păi tu nu vezi că-l țin acasă și degeaba, că tot nu-i cu minte? Băi, ia terminați, mă, ia termină, mă! Ce mai ai venit cu scandal aici? Ia uite, mă, a venit ea cu circul, să mire ea cu circul la mine! Ena! De ce? Ce faci? Ce fac, mă? Tu ce faci, mă, mama e baba pământului, ce? Băi, femeie! Stai la un loc! Băi, tu știa, lasă-mă! Băi, Brânzoi, tu ce faci, mă? Ce ți-a zis, Brânzoi? Ia, uite, mă, aici, mama! Ce ți-a zis, Firicele? Ia uite, este la noi fix răzbunători, adică două vorbe, trei palme! Hulp, scoate-l pe Hulp, Brânzoi, vorbește-te tu, că te vinețesc astea! Mama, mama, te femeia fantastică cu femeia care scuipă foc! Stai, mă, că ți arăt eu ție, baba, acum ți arăt! Hai, mă, să-i frumăm, că se bate degeaba ăștia! Da, lasă-mă, mă, pe aici! Ce faci, mă? Firicele, este o singură întrebare. Unde ține ăsta brânza? Chiar și așa. E bună brânza, hă? Paul, ai învins? Mi-am dat în cap până l-a luat somnul. Bă, dar voi ce faceți mai aici așa? Vă omeniți, hă?
Păi, am zis atunci când vă întoarceți să nu vă primim cu dinaintea goală, că așa e frumos când vine omul de pe drum, să-l primesc cu de toate pe masă. Păi da, mă, da, voi vă omeniți așa, bă, la alții nu vă gândiți, mă? Dar luați un loc, că ai distribuit ceva, doamna Brânzoi. Păi da, nu, că uite, mie nu mi-e foame. Un bar de vin? Nu, că nu mi-e nici sete. Aoleu. Nu mi-e nici foame, nu mi-e nici sete. Da, ți-e dor de codru verde. Fericele, eu cred că doamna la tine bate apropo, că eu de lângă brânza asta nu plec. Haideți, doamna Brânzoi, să vă servesc, dar poate vine Brânzoi peste noi. Ei, lasă că nu vine până diseară, că e frică că-l bat. Haide! Bun, scatule! Mi-am dat eu de la slăina asta, dacă nu mai găsești nimic! Bagă-i ce vin. Da, acum vine. Bă, dacă am repede acțiunea. Păi repede prima repriză, mă, că am luat pauză, că murea de foame. Bă, ești prost. Ești nebun, imediat începe repriza a doua. Celentano! Am jucat cam prost în prima repriză și doamna antrenor vrea schimbare. Du-te. Nu. Du-te, mă. Celentano! Vine, vine, imediat vine. Stai să-și termine încălzirea. E joc de gleză. Du-te, mă. Da. Hai, noroc, băieți. Poftă bună. Brânzoi? Nu acasă. A, da? Bă, aveam o treabă cu el, cu... Celentano! Bă! Bă, să vezi coincidența dracului, că și Brânzoi a zis, mă, dacă vine Coțăială, vorbiți cu el, zice, zic că și eu am o treabă cu el. Și a zis, zice, ca să îl aștepți aici. Ia stai tu jos, mănâncă, bea ceva. Nu, că nu mi-e foame, că am și... Mai Celentano, hai odată! Acum, acum! Dar fii atent că ai tras câștigător. Atenție, avem o promoție pentru tine astăzi. Da. În așteptarea asta lui Brânzoi va trebui să te ocupi puțin de soția lui. Să știi că-i place. Da. E nebună, e fiartă toată. Adică, uite, m-aș fi ocupat eu, dar crede-mă, mi-a părut urgență. Du-te și rezolvă cazul tău. Băi, și cum e? Doamne ajută, dă-i. Nu mai ciocări, mă, du-te, mă, pe direct, mă. Săruna. Hai, mă, să fugim. Băi, ai băgat-o la 11 metri direct, mă? Hai, mă, lasă-mă, pace fericirile, că nu la 11 metri, că să zic că după nou regulament ai voie 5 schimbări. Chiar de așa. Vezi ce rupe cu... Băi, zi! Ia stai, mă, pe loc! Bă, aveți vreo treabă? Să anulează tot! Fiți atenție și ai idee. E tras în curte, la nenea Brânzoi, fiți la și voi acolo, în spate, la masă. Și ce să facem acolo? Păi, ascultați ce zice nenea Celentano, mergeți acolo la masă, serviți-vă și voi cu ce vă place, care e tati Brânzoi cu o treabă cu voi. Ce treabă? Haideți, mă, că vă prindeți voi, că sunteți băieți deștepți. Hai, mă, că să vă placă, mă. Să vă placă, mă, mergeți acolo. Băi, zice că sunteți din partea mea și se rezolvă. Regula Under 21, mă, trebuie să ai tot timpul un tânăr pe teren, nu? Ne gândești și la tinerile speranțe. Fericele! Băi, eu abar n-aveam că tu te pricepi așa de bine la fotbal, mă. Dacă stau toată ziua lângă pițicul, dracu, nu, mă. Chiar și așa.